Centura Sucevei, un drum de 12 km cu câte o bandă pe sens, început de mai bine de 6 ani, ale cărui lucrări au fost stopate și reluate deja de mai multe ori, nu va fi gata nici anul viitor și cel mai probabil nici în 2016. Finanțarea pentru 2015 în bugetul propus de guvernul Ponta este infimă, 5 milioane de lei alocați pentru 2015, aceasta în condițiile în care necesarul este de 88,5 milioane de lei. De asemenea, pe 2016 a fost estimată doar jumătate din finanțarea necesară pentru finalizare, neașteptat pentru că 2016 este un an electoral, situație în care multe investiții se finalizează. Nu e și cazul centurii ocolitoare a Sucevei dacă sumele alocate rămân la nivelul la care au fost propuse. În aceste zile, în Parlament, se discută bugetul pe 2015 și se aduc amendamente. Cu un lobby puternic și ceva noroc, Suceava ar putea totuși primi bani mai mulți, așa încât centura să fie gata înainte de finalul anului 2017. În afară de cele 5 milioane pe care le-am putea primi în 2015, planurile actuale spun că în 2016 ar urma să fie alocate 48,4 milioane de lei, rămânând ca peste 35 de milioane de lei să mai fie alocate în anii următori, poate 2017. Lucrările la centură au început în 2008, iar proiectul ar fi trebuit să fie gata în 3 ani. Până acum s-au cheltuit peste 250 de milioane de lei. Perspectiva s-a schimbat radical, dacă e să ne amintim că centura Sucevei a fost în mijlocul unei promisiuni electorale în august 2013. Atunci, premierul Ponta a făcut o vizită la Suceava și a asigurat autoritățile din zonă de sprijinul executivului pentru proiect. Și în timpul campaniei pentru prezidențiale s-a promis inaugurarea unei porțiuni a rutei ocolitoare, dar nimic nu s-a schimbat de atunci.